Capitan Ian. Căzut la datorie. Capitan postmortem Tamaș Radu. Căzut la datorie. Capitan postmortem Smaranda Ion. Căzut la datorie. Sublocotenent postmortem Brânză Daniel. Căzut la datorie. Sublocotenent postmortem Lupea Daniel. Căzut la datorie. Norbert. Căzut la datorie. Sublocotenent postmortem Rovinanțu Remus. Căzut la datorie. Ofițerea serviciului religios. Și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. În nave Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii de pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne ia din ispită, și ne izbăvește de cel rău. Doamne, este împărăția și puterea și mărirea. Sfinților robilor tăi, păzindu-ne de găsele de vită, care este la tine iubitorul de moarte. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel Văr. De viața lovionită, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală a viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în viață. Decembrie 1989, Hristos în veci pomenirea lor. Veșnică pomenire, Hristos a înviat din mort, cu moartea pe moarte călcând, și ce a zădăriu idule. Nostru, miluiește-ne pe noi. Și-au pus viața pentru ca noi să avem bucuria de a trăi în libertate, de a avea bucuria de a ne prăznui sărbătorile în această viață publică, dacă vreți să spunem așa, de a ne desfășura viața în bucuria de a fi liberi. Să-i pomenească bunul Dumnezeu pe toți cei care și-au dat viața pentru noi și pentru țară și să le facă parte în împărăția sa cea cerească. Dumnezeu să iertă. Al municipiului Reșița, Adrian Dăcica, doamnelor, domnilor, domnilor ofițeri, maiștri militari, subofițeri, onorat auditoriu. Deși regimentul 17 s-a desființat de aproximativ 17 ani, an de an, la 22 decembrie, Asociația Națională a Cadrelor Militare Rezervă și Retragere, filiala Cara Severin, împreună cu cadrele din fostul regiment, 17 rachete antirene, cadre venite de pe tot teritoriul țării, am surpriza să... Am colegi care au venit de la București, de la Brașov, de la Hunedoara, de la Timișoara, bineînțeles și cei care sunt în Reșița, sunt prezenți alături de dumneavoastră reprezentanți ai unităților militare din zonă, comandul centrului militar, al poliției, al jandarmeriei, al ISU, grupului județean de pompieri, ai SRI-ului, de asemenea președinți ai asociațiilor de pensionari, reprezentanți ai cultului eroilor Regina Maria, de asemenea, în ultimul rând, reprezentanți ai revoluționarilor și ai celor căzuți în decembrie 1989. Tuturor țin să le mulțumesc pentru faptul că au făcut efortul și sunt alături de noi în această zi. Doresc să vă spun câteva lucruri legate de ceea ce s-a întâmplat în 1989, în decembrie, când hotărârile pe care le-am luat în calitate de comandant de regiment au influențat decisiv ceea ce s-a întâmplat în regiment, cât și în municipiul Reșița. Doresc să vorbesc despre comportarea de excepție a regimentului 17 în Revoluție și o să vedeți de ce spun de excepție. În seara zilei de 21 decembrie, când în Reșița cetățenii au început să afluiască și s-au adunat în fața Comitetului Județean de Partid, am primit ordinul să pregătesc un detașament de 50 de militari să mergem să apărăm Comitetul Județean de Partid. Era prima dată în cariera mea, și aveam 25 de ani de armată atunci, când nu am spus, am înțeles. Deci, era prima dată când nu am trecut la executarea acestui ordin. Vă zice de ce. O să vă explic puțin contextul. Pe 17 decembrie, regimentul primise alarmă de luptă. Indicativul Radul, ce frumos, alarmă de luptă parțială. Luasem toate măsurile pentru ridicarea capacității de luptă, încărcarea rachetelor pe rampe de lansare, pregătiți pentru a îndeplini misiunea de luptă, a regimentului de a apăra obiectivele, populația din partea de sud-vest al țării. Deci o misiune deosebit și a interzice pătrunderea inamicul aerian pe acest culoar din partea de sud-vest a țării. O misiune deosebit de importantă și rolul strategic al regimentului în această zonă a țării. De asemenea, am luat această hotărâre și am fost ajutat de modul cum s-au comportat revoluționarii în Reșița. Nu s-au dedat la spargeri, la incendieri și așa mai departe, ci într-un mod civilizat au protestat în fața Comitetului Județean de Partid. Lucrăm în economia națională. Deci niciun militar nu a ieșit în stradă. Nu au răspuns la scenariul de a pune față în față militari înarmați cu populația și știți ce s-a întâmplat în celelalte zone ale țării datorită acestui scenariu. Faptul că regimentul avea un rol strategic în partea asta de sud-vest al țării și în perioada aceea situația era deosebit de gravă. Aveam posibilitatea să văd care este situația la granițele țării din punct de vedere aerian. În partea de sud-vest al țării, la granița cu vecinii noștri și în celelalte părți, dar mai ales aici, se încerca în permanență forțarea graniței țării prin spațiu aerian și era în permanență patrulor. De asemenea, dinspre mare, dinspre toate direcțiile, era o situație destul de dificilă și am considerat că misiunea regimentului este aceasta de a apăra antiaerian obiective din zona încredințată. Deci faptul că nu am răspuns la aceste scenarii, faptul că regimentul avea foarte mare importanță în timpul de strategii, a făcut ca din seara zilei de 22 decembrie, regimentul să fie atacat. Și sunt urme ale acestui atac, pornind de la stema aceea, dacă vă uitați când intrați aici, o să vedeți că sunt gloanțe de acolo încoace, nu invers. Tot gardul unității este ciuruit, cu gloanțe de asemenea în afară, postul trafic distrus și așa mai departe. De asemenea, în acea perioadă am fost supus la foarte multe diversiuni. Mulți dintre dumneavoastră le cunoașteți, foștii colegi care ați lucrat aici, dar sunt și oameni noi veniți aici pentru prima dată. Domnul prefect e prima dată când vine aici la noi și alți Cred că e necesar să reamintesc câteva, numai câteva din ele. Diversiunea cu salvările. Pe cei de la salvare au anunțat că sunt răniți în regiment și că se ia, pe noi ne-au anunțat că teroriștii au luat salvări și vor să forțeze să intre în regiment. O diversiune sau un lucru extraordinar ce s-a întâmplat, a fost trimisă o companie și cu taburi și cu un aruncător de grenade de la regimentul din Lugoj să apere, să elibereze regimentul, că regimentul este ocupat. Numai o întâmplare fericită și modul că am fost anunțat din timp și am ieșit în întâmpinarea lor și pentru faptul că trebuia să merg la cei de la Enel, că postul traf era distrus și nu vreau să vină, numai dacă îi însoțește cineva și așa mai departe, aveau curaj, a făcut ca să întâmpin această coloană care urca către unitate, în frunte cu un ABI, din ABI coboară doctorul Șerbănescu, care fusese medic în unitate, când mă vede galben ca torta de ceară, trăiți, ce faceți? Cum? Așa? Că noi am venit. În fine, am evitat acel că se întâmpla un masacru. Dacă ei se desfășurau, să vină să atace, să elibereze regimentul și noi eram în pozițiile de apărare, așa cum s-a întâmplat la Otopei și în multe alte locuri din țară, astfel de diversiuni. Au fost multe momente de diversiune. Nu vreau să vă mai rețin prea mult. De majoritatea reșițenilor. Încă din 21 decembrie, după Timișoara, în centru și pe străzile Reșiței s-a scandat jos comunismul. Curajul reșițenilor i-a mobilizat și pe românii din alte orașe mari, inclusiv București. Curajul acestor eroi îi datorăm libertății noastre de astăzi, libertății de care nu s-a bucurat timp de aproape o jumătate de secol părinții și bunicii noștri. Astăzi, aici, la fosta baza regimentului 17 rachete antiaeriene din Reșița, comemorăm eroii regimentului care, după 28 de ani, și-au dat viața apărând unitatea de cei care au atacat-o în acele zile din decembrie 1989. 7 militari au plătit cu sângele lor pentru ca astăzi românii să poată trăi într-o societate democratică. Ei, alături de cetățenii care au ieșit în stradă pentru libertate, sunt cei care au determinat schimbarea destinului și renașterea țării noastre. Avem datoria să îndreptăm spre ei toate gândurile noastre de recunoștință. Să nu lăsăm ca trecerea timpului să șteargă din memoria noastră. Eroii Revoluției și familiile îndoliate trebuie să le dedicăm realizările României din acești 28 de ani, iar neîmplinirile să ne le asumăm cu demnitate. Dumnezeu să odihnească eroii noștri. Iar pentru dumneavoastră dați-mi voie să vă spun și eu sărbători fericite, calde, liniștite și la mulți ani. Vă mulțumesc! și steagul. Prea departe, prea aproape. General, au trecut 17 ani de când unitatea de rachete din Reșița a trecut în rezervă. Iată că și astăzi au fost comemorați militarii căzuți la datorie. Spuneți-ne câteva informații apărute nou. Da, deci, în primul rând, așa cum a spus și dumneavoastră, continuăm în fiecare an, deși regimentul nu mai există, fostele cadre, asociația, să ne comemorăm eroii regimentului 17 rachete antiaeriene. Legat de informațiile noi pe care, și chiar vă recomand puțin, să citiți cartea generalului Ioan Dan, Minciuni despre Revoluție. Trist este că după 28 de ani de la Revoluție, singurii care au plătit cu viața și au fost condamnați au fost generalii, militarii, comandanții Armatei Române. Ei sunt singurii care au ajuns unii dintre ei și în pușcărie, deși majoritatea a executat ordinele de a ieși în stradă, de a face. Eu, la mine a fost un caz fericit, am avut puterea să zic nu, să ies cu oamenii în stradă. Consecințele sunt cele care vi le-am prezentat. De asemenea, e trist faptul că de fiecare dată un președinte, când am avut un nou președinte, absolut toți au de redeschis dosarele Revoluției. Și de fiecare dată s-au găsit procurori, cozi de topor, care să mai găsească câte ceva, să mai condamne pe cineva. Deci, încă nu știm cine sunt adevărații vinovați de ceea ce s-a întâmplat. Deși, eu personal, când am fost comandant de regiment după Revoluție, luni de zile am adunat zeci de probe. Spre exemplu, să vă dau un exemplu. Unul dintre militarii care a dispărut, Lupea Daniel, care era pe punctul de control acolo, după ce i s-a făcut autopsia, s-a găsit în el un glonț dum-dum, adică ce se întâmplă? La impact, când a intrat în organism, a făcut explozie, înțelegeți, prin stomac, dacă era un glonț obișnuit, care nu exista în dotarea Armatei Române, dar am găsit zeci de tuburi și zeci de cartușe care nu existau nici în dotarea Armatei Române. Înțelegeți? Sunt lucruri care încă va fi greu de explicat de acum încolo.